Voi vorbi în continuare despre decodarea numărului fiarei 666. Păi de unde știm de numărul fiarei? Numărul fiarei știm din Biblie, mai toată lumea a citit Biblia sau cei care nu au citit au auzit că undeva în Apocalipsa, în capitolul 18, dacă nu mă înșel, este un verset care spune că în acele vremuri apocaliptice, mă rog, sau da, nu, nimeni nu va putea să vândă sau să cumpere, doar cei care au numărul fiarei înscris pe frunte. Hai să vedem unde este fruntea. Sunt capitole întregi care povestesc despre Zeir Ampin și care este considerat regele, da? Și este descris cu frunte, cu sprâncene, cu ochi, ochii care privesc spre compatibilizarea de jos, da? Și se descris fruntea și ce unde genetice trec prin frunte și de unde vin undele genetice pentru ochi și așa mai departe. Multe metaforizări. Deci, doar cel care are pe frunte numele fiarei, da, și acel număr este 666. Zoharul este o expansiune a Bibliei și oricât ar căuta în tehnica modernă chipuri cu 666, terminale de bancă cu 666, chestiunea nu se potrivește și oamenii aceia, extratereștrii, aceia care au codificat, care au înmagazinat datele Bibliei și datele Zoharului în trecut, nu s-au gândit niciodată la un chip de bancă, vă asigur lucrul ăsta, ci decodarea cifrei se face citind Zoharul. Zoharul care este o expansiune a Bibliei. Ori, asta se referă la numărul de centri genetici pe care îi are ființa și povesteam mai devreme că centri, 620 de centri corespunzător punctelor de acupunctură și corespunzător coloanelor laterale au fost înscriși în unitatea Keter. De jos, ce vine? Vine coloana a treia, coloana vieții, care este redusă de la 52 de centri în zona Malkut la 45 de centri în zona Bina. Ființele extraterestre au pe coloana centrală numai 45 de centri energetici. Acești centri, adăugați la Keter, fac împreună structura Echida, care este oul genetic, oul cosmic, cum îi zice în Cartea Egipteană a Morților, prințul zeilor, Echida, prințul omului genetic, computerului genetic al zeilor evreilor, care are ca număr genetic 665. Referirea asta este foarte frumos. Spune și Maia și povestesc despre zeii puncte. Zeii veniți din timpul cosmic, da, și care sunt zeii puncte și care au avut diverse mări genetice, poate 800, 1000 în timpurile trecute. Mărcile genetice merse spre simplificare. Deci marca genetică a lor este 665 și orice este diferit de 665 care poate să fie pe planeta asta doar în plus, este numărul fiarei. Și acum am să vă citesc niște versete. Am multe versete, pot să dau multe exemple ca să vă conving. De fapt, nu trebuie să conving pe nimeni. Fiecare, nu? Într-un capitol numit Pinchas, este un volum din cele 23 ale Zoharului. În volumul Pinchas sunt trei valori numerice ale literei Iud. Cum citim litera Iud în funcție de zona în care o citim. Și hai să vedem așa cam cum scrie. 3 Iud în Iud, Hei, Bav, Hei, care este denumirea, este structura de bază genetică a evreului standard, a zeului standard, pronunțați în întregime cu Iud, cifrându-se la 63. Și zic așa. Iar cu acești 3 Iud din valoarea numerică, numelitere de 63, permite ca versetul să fie stabilit în tine. El să fie slăvit, preamărit, să fie foarte înalt. Foarte înalt se referă la Yud, Hei, Vav, Hei, a cărei valori numerice este de 45.
care este aici. Care este valoarea numerică a lumii meod, mem, alet, daret, care este aceeași cu omul, omul Adam. Adam este omul, nu, omul nu este aici. Adam este omul și este în bina. Scrise într-o ordine diferită. El să fie slăvit în cele patru fețe ale leului, care este Chesed și care se ridică din Jochmach, de aici, care este structură, care este secretul lui Hashem, binecuvântat să fie el. Acesta este secretul din Yud, Hei, Vav, Hei, pronunțat în întregime cu valoare numerică de 72 astfel. Și sunt înșirate o grămadă de litere, mai multe vedeți aici, care este valoarea numerică a lui Chesed. Iar aceasta este valoarea lui Jochmach din partea dreaptă. Și este extrem de complicat. Ar trebui să vă spun cu mult mai mult decât vă spun aici. Dar vreau să vă spun că iar acesta este Binah, cel stâng, și care este foarte înalt, și Hashem făcându-și la față să strălucească, care este Zeir Ampin, este această unitate, da? Pronunțat în întregime cu valoarea numerică de 45. Iar acesta este Yud Vav Dalet, Hei Yud Vav, Alet Vav și așa mai departe, care este Yud Hei Vav Hei, pronunțat în întregime cu valoarea numerică de 63. Cel de-al patrulea Yud Hei Vav Hei, și anume cel ce este umplut cu Heiur de valoarea numerică de 52, este Malkut, care este aici. Aici este valoarea numerică de 52. Ren Mai plus Du Mai. Aceasta este valoarea numerică de 45 și 45 este valoarea numerică din Jochmach. Dacă adaugi alte litere, cum ați văzut mai devreme, alte artificii, ajungi la valori numerice mai mari. Bun, dar aceasta este un exemplu și am să vin acum cu alte chestii mai frumoase. Poate. Dintr-un alt volum, volumul 13, pe Cudei, aceasta este Tora Jertfei Arse. Rabbi Shimon a spus, am studiat versul Hashem, tu prezervi omul și bestia. Ofranda de om vine cu siguranță din partea omului, anume studiul Torei și rugăciunea. Iar cea a bestiei vine din partea bestiei, anume sacrificiul pe altar. De aceea, ca urmare, este scris, dacă fiecare om dintre voi aduce o jertfă, cu siguranță aceasta se referă la om, a cărui sacrificiu este cel al Torei și cel al rugăciunii. Pentru a lega nodul în cinstea secretului omului, omul este numai aici, da? Care este Zeir Ampin în secretul lui Yud Hei Vav Hei, cu valoarea numerică de 45, valoarea numerică a omului, Adam, care este aici. După care să fie sacrificat pe altar pentru a urca către Malkut, secretul lui Yud Hei Vav Hei, cu valoare numerică de 52. Valoarea numerică a bestiei. Da? Aici este bestie, aici este om. Totul se află în secretul omului și al bestiei, precum am spus, acesta este motivul secret care necesită ambele sacrificii, de om și de bestie. Veniți să vedeți când Cel Sfânt a binecuvântat să fie creat lumea, El a creat astfel om și bestie, om și bestie. Așa au creat la început pomul vieții. O formulare asemănătoare care îi întărește ideea că viața pământeană absolut, în viața pământeană, absolut toți copiii lui Israel sunt considerați bestii de către creatorii programului. În Pinceas, un capitol extrem de important. Curcubeu, așa Curcubeul, versul 44. Secretul chestiunii este că așa cum un bărbat poate avea un număr de cai, așa cum tot Israelul sunt fiul lui, tot așa tot Israelul sunt fiul lui Adam. Secretul valorii numerice a lui Yud, Hei, Vav, Hei, pronunțat în întregime cu litera Alep, care se ridică la valoarea numerică a lui Adam, da? Așa? Deoarece sufletele lui Israel sunt descendenții lui Zeir Ampin, lui Zeir Ampin și al lui Malkut. Și fiecare fiu trebuie să fie ca un cal și ca o bestie îngreunată de povară pentru a-l său tată și să-i fie supus. Acest secret este exprimat astfel. Hashem, tu conservi omul și bestia. Deoarece poporul lui Israel reprezintă copiii lui Adam, care este Yud Hei Vav Hei, cu valoare numerică de 45. Și ei, copiii lui Israel, se fac, devin ei înșiși ca o bestie sub el, comparativ cu Adam. Copiii lui Israel sunt ca o bestie prin comparație cu Adam.
Ați înțeles sau nu? Ce bine. Da. Așa. Asta era ca o esență, același lucru exprimat, faptul că cei 70 de centri emis și generează holografic corectitudinea coloanei centrale prin lumină emisă sincron, cu creează acea hologramă virtuală, da? Faptul că în Malkut avem 52 de centri, faptul că în Malkut avem 52 de centri, faptul că în Binah este redusă coloana centrală la 45, faptul că în Keter avem 620 de centri energetici și la nivelul celor 70 de marcări genetici care vor genera în corpul somato-energetic, în final 620 de centri energetici ai coloanelor laterale sunt descriși în Keter, da? Și faptul exprimat mai înainte că coloana centrală este de 45 sus, da? Care este generată holografic, dar care aici deja urcă și există. Și la nivelul lui Echida se face o sumare a acestor centri energetici care conțin 45 din coloane centrale și 620 din coloane laterale. Da, în general, asta este decodarea numărului și ați înțeles că aici este bestia și aici este omul Adam. Și numai Adam este omul. Și aceasta este structura genetică extraterestră, marca genetică extraterestră 665. Orice număr în plus, orice, să zic, genetică diferită în plus față de acest număr, 666 și peste, este număr de bestie.